Deja. Și deși n-are nimic în cap, se vrea a fi vedetă. Tu faci banii ca-n depozit, că vrea etichetă. E plină de silicon, din subsol până-n balcon. Ai grijă, nu umbla cu acu pe lângă balon. Și nu uita să cotizezi la băieți în cluburi, că s-ar putea ca alți băieți să te scoată în șuturi. Acum, n-o lua personal, am dat doar un exemplu. Oricum, sunt destui lingăi care să-ți facă templu, no? Ești o prințesă, și cui pasă? Și cui pasă, că ești la modă. Și cui pasă, hai dă-te dracu, că nu ne pasă. Nu, băia tu tati. Și cui pasă, arunci tu banii. Și cui pasă, ești un spectator. Și cui pasă, hai dă-te dracu, că nu ne pasă. Bine, bine, doar așa. Am respect pentru țărace, nu se dau altceva. Pentru șmecherii cu bani făcuți de ei și nu de tata. Mode sau nu la modă, gen cu gust e altceva. Dar apar niște pizde cu o mână în sus, geamantanul pe cont, că poate pleacă în munți. Merg într-o mie de bășini, brăștiate în jur, că ele nu se uită la hârtie când se șterg la cur. Se duc pe spate, alunecă pe pulă de maimuță în Q7. Apar leșinați de sub volan, tăra, cu cămășuță micuță pe burtă, da, da și da. Merg la terasă să bea doar apă plată și cafea. Hai fresh, hai fresh, morților sunt sănătoși. Deci, termelor și hoților, fetițe, băieței, spuneți voi acum cine dracu e ca ei, mă. Ești o prințesă, și cui pasă, cum te dai impresă, și cui pasă, cum că ești la modă, și cui pasă, cum hai dă-te dracu, că nu ne pasă, nu, băia tu tati. Și cui pasă, cum arunci tu banii, și cui pasă, cum ești un spectator, și cui pasă, cum hai dă-te dracu, că nu ne pasă. Cine ține la fel, cu voce prietenoasă, să le spune la penal, să o ia încet spre casă. Domnișorul, du-te acasă, dragă, dragă, du-te acasă, nu ne pasă, du-te acasă, du-te, du-te, du-te acasă. Cine simte la fel, cu voce prietenoasă, să le spune la penal, să o ia încet spre casă. Domnișorul, du-te acasă, dragă, dragă, du-te acasă, nu ne pasă, du-te acasă, du-te, du-te, du-te acasă. Ești o prințesă, și cui pasă, cum te dai impresă, și cui pasă, cum că ești la modă, și cui pasă, cum hai dă-te dracu, că nu ne pasă, nu. Băia tu tati, și cui pasă, cum arunci tu banii, și cui pasă, cum ești un spectator, și cui pasă, cum hai dă-te dracu, că nu ne pasă, nu. Fiul cunoscutului om de afaceri Guțan Pârțian a fost jefuit în această după-amiază în mijlocul capitalei de către un grup de bărbați neidentificați până la acest moment, aceștia deposedându-l de bunuri și bani totalizând 7.000 de euro. Guțan Pârțian Junior solicită organelor mari să demareze ancheta privind prinderea atacatorilor și trimiterea acestora în instanțele de judecată. În caz contrar, declară el, tatăl său va interveni personal pentru a-i se face dreptate. Pentru OOTV,